Oprea este o gospodină desăvârșită, iar secretul prăjiturilor sale aerate, plăcintelor savuroase și altor bucate delicioase este robotul de bucătărie Delimano Pro. Femeia are versiunea extinsă a robotului, ceea ce înseamnă că deține toate funcțiile unui mixer profesionist și a unui tocător. Este foarte ușor de utilizat. Are diferite accesorii, poți toca carne, poți face cârnăciori, poți face dulciuri, poți face macaronș, poți face zefire. Este o mașină extraordinară care o recomand la orice gospodină. Noi și așa suntem gospodini, dar dacă avem un accesoriu care ne ușurează munca, suntem încă mai gospodini. Cu acest dispozitiv în bucătărie, femeia nu e nevoită să cumpere produse semifabricate. Produse preparate din magazin gata, niciodată eu nu cumpăr. Eu pregătesc acasă, fiindcă acasă, carne, știi de unde ai cumpărat-o, cum ai cumpărat-o, ce pui în ea, cum o prepari. Chiar acum vă demonstrez cum fac pârjoale. Știți că la noi, la moldoveni, pârjoala e pe primul plan. Treaba merge foarte bine. După cum vedeți, în câteva minute o ceafă de porc. Și ca să economisească și mai mult timp, femeia va pregăti mâncare și pentru prânz și pentru cină. Am tocat toată carnea. Din carnea aceasta împărțim în jumătate. Jumătate facem pârjoale, jumătate facem cârnăciori. Doar schimbând câteva accesorii, mașina de tocat se transformă în una pentru umplut cârnați. Se primesc foarte bine, foarte rapid. Uitați-vă, câteva minute, cârnăciorii sunt gata. Uitați-vă. Hop! Și acta. Am închis și nu mai știm cum să-l legăm. Dar nici aceasta nu este limita posibilităților acestui robot. Am făcut cârnăciori, am făcut pârjolele. Cina e gata. Facem un oreț cu legume și cina e gata. Aici i-a rămas un pic de carne. Acum facem tot la aparatul acesta, facem aluatul, facem colțunaș cu carne, facem, cum se zice la noi, pilimeni. În doi tempi și trei mișcări, aluatul e gata. Și principalul ne-am frământat cu mâna, am pus ingredientele necesare care trebuiesc, am dat la viteza 1 sau 2. Îndată bolul se spală, adică uitați-vă de inox, bolul îndat scurță, spală. Nu e nicio problemă, nu e nicio greutate. Mai nou, femeia își dezmeardă membrii familiei, dar și alți pofticioși cu macarons, desert francez care nu-i reușește fiecarei gospodine. Angela Oprea este sigură că nu doar ingredientele și dragostea depusă face minuni, dar și robotul multifuncțional de la Delimano.